Grădinile comunitare din marile orașe sunt o modă în țările occidentale. Avantajele sunt mai multe. Legume de producție proprie cu o cheltuială minimă și chiar posibilitatea de a câștiga bani din vânzarea produselor. În România nu vorbim despre o modă, ci despre începuturi. Laurențiu Cernat a avut curajul să destelenească și la noi terenul acesta virgin, construind prima grădină urbană comunitară din București. O grădină situată pe terasa unui imobil din Vitan, cu suprafață de 100 de metri pătrați. În luna februarie a început. Terasa este pe clădirea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, unde am prezentat proiectul și ne-a aprobat să facem. După ce s-a hidroizolat terasa, am adus pământ, am cărat pământul cu sacul, da. Pentru a construi grădina de pe bloc, Laurențiu a fost ajutat de 20 de voluntari. Totuși, munca aceasta nu rămâne neplătită. Să nu-ți mai cumperi legumele de la piață, ci să le culegi direct din grădina ta din Vitan, de la înălțimea unei priveliști urbane spectaculoase, nu-i puțin lucru. Merge foarte frumos floarea soarelui, după cum se și vede. Mai merg cartofii, roșiile merg foarte bine. În plus, cu un pic de organizare, s-ar putea câștiga și bani dintr-o astfel de inițiativă. În Occident am văzut că majoritatea grădinilor sunt pentru profit. Produc legume și le vând către restaurante sau piețe interesate de legume. Grădina de pe blocul din Vitan este începutul grădinilor urbane comunitare din România. Mai multe grădini ca a lui Laurențiu ar transforma orașele noastre în unele mai verzi și mai sănătos hrănite.